las cafeaua dimineața. Ia să iei. Mă, treaba, eu cam dată mai încep treaba la ora 11 jumate, cam așa fac ori, dar casul tot. Da, viața asta e frumoasă, care știi, să o trăiască, știi, cum cunoști și aici trebuie oameni care să cunoască, face brânza, face să mulgă și voile, e o școală și aici. Da, uite, pat, frumos, mica ca acasă, ce mai... Mai, e sobă, curat, lemn. Trebuie să mai fac, nu prea că am fost pe acasă și... Nu, n-am mai apucat să fac curățenie. Aici fac curățenie într-o oră și gata. Ne bucurăm când vin cineva străin, vin aici, turiști, de ăștia, mai așa, mi-a luat un mel la cea unul, l-am făcut. Și ei mai vin când vede că e bine, o duce bine, că e respectat. Și oamenii respectoși sunt aici. Cine de Dumnezeu, da, avem de toate, mulțumim lui Dumnezeu că avem, avem de toate, da, oameni buni, tot noi. Ei, cel mai important e sănătatea, bineînțeles, e prestig, da. Aici e o mâncărică bună, nu e rea, ca la stână, nu știți. Mămăligă mare, brânză, ouă, carne, mai tăiem și un mel, mai... Na. Yes, yes, e mâncare. Suntem... Nu suntem stresați, nu suntem... No, aici aș patru e baia bun. El bine știe că îți face treaba, vine numai când vede că e regulă tot. Frumos, aici vara e răcoare, da, iară e cald. Dar aici musca nu intră, că e frică. Țânțari n-am avut, nimic. Mă duc să vedem dacă s-a întărit cașul, să îl strâng, pun să urdesc.